Îmi place, cred că e cea mai frumoasă meserie din lume, să fii primar. Sunt Elena Lasconi și sunt primarul municipiului Câmpul Lung, Câmpul Lung Mușcel, cel mai frumos oraș din univers. Și îmi doresc cel mai mult și cel mai mult să fiu primarul unui oraș fericit. Am depus pe PNRR un proiect de extindere rețea canalizare pentru 40 de kilometri de canalizare. Ca să faceți o idee, în 51 de ani s-au făcut 95 de kilometri și am depus acum parcă 2 săptămâni pentru 40 de kilometri. Se întâmplă ceva, e ceva, toată lumea este cu ochii pe Câmpul Lung. Am depus proiecte 57, am semnat 32 deja de contracte de finanțare, am depus de peste 570 de milioane doar la sfârșitul anului trecut proiecte. Asta înseamnă taxele și impozitele câmpulungenilor pe 57 de ani. Și magic, și depunem proiecte, o să schimbăm fața și spitalului și ambulatoriu, o să vedeți, o să fie absolut senzațional, să se vadă multe lucruri la sfârșitul anului ăsta. La sfârșitul anului viitor, unele probabil în 4 sau 5 ani, pentru că durează foarte mult procedurile de achiziție. Spațiile verzi sunt locuri în care se unește comunitatea, în care te întâlnești, în care vorbești. Vreau să văd oameni care vorbesc și care râd. Vreau să văd copii veseli. Vreau să văd oameni care merg pe jos sau cu bicicleta. Și mai puțin cu mașina. Îmi place, cred că e cea mai frumoasă meserie din lume să fii primar. E cea mai frumoasă meserie din lume să poți să faci concret ceva. Mi-e așa de drag când văd oameni fericiți. Cred că dacă prin ceea ce fac s-ar întoarce cineva în țară, eu zic că am făcut o treabă bună. Și mi-aș dori să inspir cât mai mulți oameni tineri de bună credință care să facă asta, să intre în politică, pentru că politica poate fi un instrument al binelui dacă e folosită de oameni.